Echipele Salvamont din România au fost dotate în ultimii ani cu echipamente de comunicație și căutare, salvare dintre cele mai noi. Totuși, ajutoarele de nădejde ale salvatorilor sunt câinii dresați special, mai ales la intervențiile de localizare în caz de avalanșă. Este și cazul unității canine din Uricani, care face parte din Serviciul Public Salvamont Hunedoara, din subordinea Consiliului Județean. Salvamontiștii au încă un ajutor de nădejde pentru căutări și localizare victime pe munte, în special iarna, în caz de avalanșă. Este vorba de Aldo, un tânăr patruped aflat în plin dresaj. Mama lui Hera este un alt patruped important al echipei, care a primit brevetarea de acum 6 ani și a participat la numeroase acțiuni ale salvamontiștilor. Avantajele folosirii câinilor sunt numeroase. De multe ori înlocuiesc munca mai multor oameni, plus că o fac cu rapiditate. Fac de 20 de ori mai repede decât poate un om să facă, deoarece pe o suprafață de 2 hectare un câine scotocește cam 6 minute, 7 minute maxim. Deci în perioada de antrenamente are barem, niciodată nu ajung la barem, undeva în 5 minute scot 2 victime pe o suprafață de 5 hectare. Dar să spunem că suprafața care 20 de oameni o caută în decurs de oră, un câine o face undeva la 5 minute și atunci automat reduce considerabil timp, adică 2 șanse victimei, și chiar dacă din păcate această victimă este deja, nu mai are nicio șansă la viață, economisim, să spunem așa, dacă se poate spune economisim, resurse. Pentru că noi să plimb o lună, două, trei salvatori montani în zona de avalanșe, în fiecare zi, asta necesită resurse, bani cheltuiți, pe când un câine își face treaba suficient de repede și nu, cel puțin în timpul antrenamentelor, nu am avut eșec. Dresajul acestor patrupede este important pentru activitatea lor viitoare. Un asemenea câine este pregătit să caute și să localizeze eventualele victime. Are nevoie de partea de atașament cu stăpânul său, pentru că noi suntem unitate canină, nu pasăm câinele altui coleg sau fiecare este cu câinele lui. Asta unul la mână, are nevoie de încredere, și doi la mână, are nevoie de antrenamentul specific zonei, adică zone accidentate. Câinele trebuie să știe unde poate intra, trebuie să știe unde nu are voie să intre sau este foarte periculos pentru el, asta unul la mână. Doi la mână, trebuie să știe să abordeze un teren accidentat, din ce direcție, asta decide el, conductorul, în funcție de specificul zonei. Plus mai are nevoie de partea de antrenament cu elicopterul, să spunem așa. Noi în fiecare școală sau aproape în fiecare școală în Făgăraș beneficiem de sprijin din partea colegilor de la IGAB, unde antrenăm căței special cu o aeronavă, pentru că șansele ca o persoană să scape în viață dintr-o avalanșă sunt considerabile în momentul când ești preluat de un elicopter dus exact în zona unde s-a întâmplat avalanșa și lăsat acolo. Așa că, pe lângă echipamentele de ultimă generație, de la drone de căutare la sonare de scanare a apelor din lacuri, salvatorii montani se folosesc și de aptitudinile câinilor dresați. Ei vin să completeze resursele salvamontiștilor în misiunile pe care aceștia le desfășoară.